Poate o să vi se pară o prostie, dar ceea ce vă spun acum nu e nimic de râs și glumă. Bun. Mă angajez într-un call center. La un moment dat sună un apel. Un client, nu o să zic, în care începe să facă circ și panoramă, în care spune că dorește asistență. După care dorește asistență, îi oferim asistență, dar datorită faptului că persoana respectivă nu se pricea la calculatoare și la toate cele, începe să spună cuvinte un pic mai. Bineînțeles că persoana respectivă a început că sunt avocat, că mă faci pe mine mare și tare și că nu știu ce, te mut de colo-colo în toată țara. Bun, asta nu e nimic. După care au mai fost faze ceva de genul. Du-te și adu-mi dovezi că este colorat, că nu este colorat, că este corcit, că nu este corcit, etc. Sau ceva de genul, sună din Brașov un alt client și începe și îmi spune, v-am făcut, nu știu ce, ceva de genul. Și astea, toate aceste persoane sunt în minister. Sunt Ministerul Justiției. Practic, în România mori cu legea de gât. Du-te și adu-mi dovadă că este așa. Am o dovadă. Mâine spun o mașină în fața porții și spun că ai cumpărat tu, că ți-ai cumpărat BMW-ul. De exemplu, da? De 7.000 de euro sau 70.000 de euro sau 50.000 de euro, 200.000 de euro. Și spun-o și un Porsche în fața casei, ia uite, asta și-a cumpărat Porsche, de-și pagă și toate alea. E clar, e ciubucar, e ciubucară, face tot felul de toate mișmașuri, e clar, e pirat. Și uite așa, defăimezi omul, și ajungi în justiție. Și ajungi pe o chestie de aceasta, el e de vină, el a făcut, el a adres, adun dovezi și tot așa. Numai că mai există și varianta CEDU și toate cele. Când ajungi mai sus, deja ești de vină. Așa cum și inculpatul are prezumția de vinovat și nevinovat, așa și judecătorul are. Și avocatul, și juristul, și toată lumea. Dar numai că în momentul când ajungi ca și avocat, sau ca și judecător, sau ca și procuror în așa ceva, în treaba aceasta, deja ești mâncat și începi să urli în stânga și dreapta, adu-mi o dovadă, adu-mi o dovadă că totul nu-i pe nașpa. Ca să nu intri în, parcă și văd, băgat la 2 pe 2, o persoană care a fost judecător, procuror, avocat, etc. Să vezi ce frumos este. O minunăție.